Pare că toată lumea este tristă și nefericită. Am versul lung ca un molar de elefant. Examinează-mi optimismul. Fac turi, fac ture ca turiștii. M-am mobilizat. Uite cum strălucesc, te-am paralizat. Uite, vorbeam despre ce simt când întorc Lexitra. Vorbeam despre gorgone care... Bun, noi am gândit un proiect care se numește Colonial, Postcolonial și Autocolonial în cultura română. Avem câteva lucruri determinate în lunile astea. Am avut câteva conferințe la Tălciu despre teorie decolonială. O să avem niște traduceri, sperăm, din Black Arts Movement și Harlem Renaissance, poeți de culoare din Statele Unite, care au făcut niște mișcări extraordinare în spațiul poeziei americane. Și facem și o întâlnire cu rapperi români. Am gândit-o ca un dialog, de fapt. Am gândit seria asta de discuții ca un dialog între poeți, scriitori, profesori și poeți care fac rap, mai ales. Astăzi avem invitat pe unul din cei mai cunoscuți rapper din underground românesc din ultimii 20 de ani, pe Kazi Ploaie, și unul din cei mai triști rapper, cei mai noir rapper pe care i-a dat genul. Nu cred că există vreo piesă fericită a lui Kazi Ploaie. Dacă ar exista, nu și-ar mai merita renumele. Și am vrea să începem puțin discuția despre stil, despre influențe, despre parcursul și evoluția lui, despre cum vede literatura, despre ce înseamnă rapul ca formă de poezie. Îi mulțumim mult că a venit, mulțumim mult și lui Racu că a acceptat invitația noastră și sperăm că asta o să fie și începutul unor discuții mai largi despre integrarea rapului și a formelor de spoken word în, de ce nu, cursurile de literatură contemporană, în studiile literare. E halucinant câte puține articole sunt scrise la un search pe Google Scholar, articole academice despre rapul românesc. Să las puțin și pe Radu să ne introducă în temă și apoi să începem cu întrebări adresate lui Kazi, care îi mulțumesc și mulțumim din nou că a venit și că e alături de noi azi. Mulțumesc eu! Când mi-am făcut temele pentru întâlnirea asta, am ascultat muzică de-a lui Kazi Ploaie, am căutat interviuri și, cam cum spune Ștefan, Bacovia pare un personaj foarte vesel așa față de Kazi Ploaie. În interviuri, de obicei, oamenii încearcă să îți împacheteze frumos povestea lor, să te convingă că viața ta va fi mai bună dacă vei asculta muzica lor sau dacă vei cumpăra cartea lor. Cam asta facem toți în interviuri, încercăm să păcălim lumea. Ei bine, el până și în interviu este dark, depresiv, foarte direct. Mi-aduc aminte un interviu legat de proiectul KGB, Kazi Gnomu Bistro, în care, întrebat despre ce e vorba în albumul proiect, spune ceva de genul: știi ce, oricum suntem toți niște roboți care spun povești altor roboți, totul se întâmplă în familie. Și pe mine mă interesează și discuția asta cu roboți care spun povești altor roboți, poate că ar fi un bun punct de plecare pentru discuția noastră. De fapt, hai să începem chiar cu asta și după aia să... E o discuție destul de scurtă, roboții care spun povești altor roboți. Să încep cu povestea mea mai degrabă. În perioada 2000-2006 am locuit în Franța, am muncit, am fost la facultate, am încerc să nu fiu foarte plastic. Românii afară sunt priviți rău, știm cu toții asta. Însă la un moment dat mi-a ajuns cumva să mă duc la facultate cu intenția clară să... Mă interesau domeniile, studiam, de exemplu, manipularea opiniei publice în conflictul armat. Eram la Université Créteil Duz, care ține de Sorbona, cumva. Și mă duceam la facultate și: române, ce faci azi? Unde dormim în seara asta? Facem niște parcometre. Și la un moment dat m-am săturat.
mi-am băgat picioarele și m-am întors în țară. Am renunțat în anul 2 de facultate la chestia asta. Doar din cauza faptului, din cauza rasismului, din cauza că eram român, însemna automat că fac aia și aia și aia și aia și aia. Și în capul meu am zis, bă, o să încerc să schimb asta cumva, să arăt că nu suntem toți așa, așa de răi, de fapt, nu cerșim toți, nu furăm toți. Și asta a fost motivația la majoră pentru primul album, Gorgone, unde urlu extrem de rău și, apropo de dark și de, cred că acolo e punctul meu cel mai, nu știu, dacă acolo s-o fi declanșat depresia sau asta e depresia sau asta de acum e depresia care m-a blocat, robot fiind, să mai fac asta. Vreau să vă mulțumesc tuturor că sunteți aici și e o onoare pentru mine cumva, e recunoașterea faptului că n-am făcut degeaba ce am făcut. Pentru mine să fiu pe scenă, să urle mii de oameni numele și eu să vreau să fiu acasă, deja a devenit ridicol. Nu-mi trezește nicio emoție și ți-am spus și ție asta și mi-ai spus, dar și eu am fost un copil roșu la față din primele rânduri. I-am pierdut cumva, nu, pe drum am pierdut legătura mea dintre a mea cu mine și publicul meu, care, apropo de roboți, care spun povești altor roboți. Care e publicul tău? Nu știu. Voi, sper, îmi place să cred că oameni ca voi, mai degrabă. E așa ușor să auzi ceva și să cataloghezi automat. Bine, nici și eu n-am încercat-o, adică eu zic pe piese mari mizerii pe care trebuie să mi le asum sub o formă sau alta. Însă am plătit pentru ele, dacă ajută pe cineva, pentru chestii de genul eu îmi plac drogurile. Am plătit, cu siguranță. Ironia a fost prost înțeleasă. Din punctul meu de vedere, să încep o piesă, un text cu eu îmi plac drogurile, e foarte ironic, e foarte amuzant pentru mine. Nu reflectă neapărat realitatea atât de mult îmi plac drogurile, încât o să zic, acum la început, din nou că îmi plac drogurile. Nu, e o ironie, o glumiță. Însă un individ nu atât de pregătit poate să o ia literalmente și să mă catalogheze din start. Ok, drogatul, nebun, imbețil. Ai ceva în comun cu poezia din ultimii 20 de ani. Așa au fost și poeții de care, cred că au fost a toată generația lui Radu, cei în jur de 35-40 de ani, chiar au primit un nume, se numeau mizerabiliști, sau așa au fost numiți poeții, tocmai pentru că vorbeau despre lucruri de genul ăsta, dar lucruri care veneau dintr-un fel de furie a tranziției, dintr-un fel de nemulțumire adâncă și așa mai departe. Hai să luăm pe rând cu albumele. După Gorgone, ce a urmat și ce a declanșat, hai zicem, ce a declanșat stilul tău, ce te-a inspirat și să dacă aici poți să te completezi, aș lua chiar dinainte, aș fi curios, de ce ai simțit nevoia să-ți exprimi furia asta despre care vorbeai prin rap? Cum ai ajuns la rap? Cum te-a dus drumul tău aici? În 93-94, adică cam foarte mult timp pentru cineva mai tânăr, am fost în state, în Chicago, în Detroit și m-a contaminat treaba asta. Știind în capul meu poezia Mama de George Coșbuc și văzând că ea poate să fie transpusă și în alt mod, pusă pe ritm, pe muzică, m-a atras asta, rămâne atractiv până în ziua de azi. Însă prefer să le țin pentru mine. Acum îmi pare rău să fiu sincer și anost. Prefer să înregistrez și să le ascult în bucătărie cu ăsta și e totul cum trebuie să fie. Pentru că n-ajunge nicăieri. Ajunge la ăla căruia îi place să arate cu degetul, să dea un exemplu. Acum ce mai trebuie doar poate să mă duc la închisoare sau ceva, nu știu, să mor într-un mod nespectaculos, ca ei să aibă dreptate, că uite, nebunului nu i-a mers într-un final. Să încercăm să facem un exercițiu poate greu, nu? Că în fiecare dintre noi e greu să ne autodefinim. Cum e stilul tău? Cum ești tu ca rapper? Poți să ne spui. Cum eram, cred că e mai... Din punctul meu de vedere, cum eram. Stilul meu sunt eu. Doar eu. Unora l-a plăcut, unora nu l-a plăcut deloc. Stilul meu e toată viața mea. Când scriu ceva, mă gândesc că o să rămână. Sunt tot eu acolo. E o greșeală. Nu am abordat bine. Oamenii se apucă de muzică
din cu totul alte motive decât o am făcut-o eu pentru, știu eu, celebritate. Bani, femei, nu știu, sunt. Rămân motivațiile lor. Ori pe mine nu mă, eu sunt retras, sunt absența oamenilor, îmi place să stau singur. Am aceleași motivații. Cum învăț stilul? Stilul meu sunt eu. E o greșeală, mă expun super mult, dar viața e de fapt foarte scurtă și dacă nu, n-aș fi așa, n-aș fi autentic, n-aș fi om. Pot folosi același raționament în chestiuni mai pragmatice, poate. Cum ar fi făcut de bani sau celebritatea care aduce reclame sau... Eu m-am distanțat, m-a scârbit toată treaba. Și m-a adus în zona asta în care prefer să înregistrez piese și să le șterg lucruri. Să rămână doar pentru mine și... Sunt într-un blocaj. Toată treaba e blocată, însă... Nu știu, tot rău spre bine. Uite că reușim să avem o discuție. Ești într-un blocaj? Acum câțiva ani ai și ieșit cu un soi de roman suprarealism, un fel de experiment literar în sine. M-a interesat puțin povestea de acolo. Ne povestești puțin de ce și cum. Și plus că există la tine mereu o obsesie, pot să zic, în versuri, în care fie spui că eu nu fac rap, fie în care spui că puteam să fiu poet, fie că... nu? Sunt și foarte superficial, să știi. Unele dintre lucrurile alea sunt doar eu fiind un bău idiot ignorant care spune cele mai mari tâmpenii doar să trezească interesul. E și asta acolo amestecată, știi, cu ideile. Nu, asta sunt eu fiind un mare ipocrit. Pentru că e rap la... Probabil, nu vreau să am discuția asta, dar e destul de trist să-ți dai pase singur. Cred că mai mult mă victimizez într-o sinceritate de-asta stupidă. Pentru că nu sunt consecvent, uite și tu, au trecut 6 ani de când nu am mai scos un album și nici nu vine. Adică, repet, îl țin pentru mine. E mai important să-l fac și să-l țin pentru mine decât să ajungă unde nu trebuie, după care să fiu învinovățit că, uite, ai făcut o generație să se drogheze. Mi s-a spus, asta mi s-a întâmplat în repetate rânduri. Din cauza ta m-am apucat de droguri. S-a tot spus asta. De parcă nu statul român ar fi legalizat o travă de șobolani și comercializat și pus în magazine. E mai ușor să zici de mine, pentru că îmi plac drogurile. Știi? Și cred că m-am blocat aici, m-am plafonat și trebuie să fiu mai consecvent, să scriu niște lucruri pe care să le public, să am curaj, să-mi asum lucrurile alea, să-mi asum faptul că nu o să fie cel mai bun roman, carte, nu o să fie o... Dar o să existe și asta e important, e mai important să rămână. Însă mi-aș asuma mult mai mult. Rapul e ușor, e previzibil, e totul, e ca un mecanism. Cu scrisul, lucrurile poate să degenereze, uite, scrii ceva și... Nu știu, nu m-aș abține. Am foarte multe probleme cu românii și cu situația românilor și cu, iată, 30 de ani, uite, și abia după 30 de ani reușim să avem discuția cumva. Pentru că n-a mai existat. Sigur, sunt o groază de rapper care zic o groază de chestii, o groază de interviuri. Însă e cam aceeași chestie, la sfârșit, e aceeași piesă, același clip. Și e plictisitor, pur și simplu. Pentru mine a devenit anos plictisitor, previzibil. Și chiar și umilitor, nu știu cum să zic, n-aș vrea să dau prea mult din casă așa să vorbim despre alții sau să fim grețoși în sensul ăsta. Eu nu mă bucur că te-am prins în faza asta, pentru că... În faza asta de mahmurală. În faza asta de mahmurală, exact, asta vreau să zic, că nu după o perioadă în care ai fost foarte activ, asta e... Mahmurală e și un moment de luciditate, nu? Sunt de acord. Sunt adică un moment în care ești tranșant cu tine, e un moment care aduce și... foarte multă, cum să zic, nu știu, panică interioară, indecizie, dar care poate să fie creatoare, într-un sens, nu? Adică... Pe fondul durerii, întotdeauna se nasc cele mai mari opere, cele tot ceva... Aici vreau să te întreb, cum scrii, cum faci rap? Ne poți da din bucătăria ta internă puțin tehnic? Adică, nu știu, ca unor copii care nu știu ce e aia, să ne explici cum iei pixul în mână sau cum iei și cum începi și cum...
cum duci la capăt un proiect, o piesă, cum lucrezi, care e stilul tău, există acolo dicteu automat, există programare, poți să ne detaliezi lucrurile astea puțin. Când scriam și lucram și făceam instrumentale și stăteam prin studiouri, eu nu sunt un om meticulos, trebuie să fii destul de meticulos, să ai o evidență a tuturor lucrurilor cu studioul și eu nu sunt deloc meticulos, n-am reușit să totul să fie la locul lui. Îmi plac beat-urile, rap underground, îmi place rap underground din anii 90, poate a doua formă a rap-ului cumva manifestată, mafioso rap, mac beat, nu știu, notoriu, sunt o groază de tot dark, tot întunecat, tot durerea, nu știu, manifestată din ghetou. Sunt puține piesele pe care le-am scris dintr-o bucată, piesele foarte personale. Îmi ies dintr-o bucată, doar mă apuc să scriu și parcă, apropo de programare, parcă da, parcă aș fi cumva programat. Și doar sunt puține, sunt câteva piese, piese ca Inextricabil. Știi, Cronos, timpul tău viu roade tot. Sau Prepuț. Spune că o să mă iubești și n-o să pleci niciodată, apoi fă-ți bagajele și pleacă. Sunt câteva piese mai personale pe care pur și simplu am pus pixul pe foaie și le-am scris. Însă în principiu e un bricolaj mai degrabă cu propozițiile, dumițele, frazele, le pun cap la cap, nu scriu dintr-o dată, nu-mi iese, nu-mi place, n-am toate cuvintele la mine. E foarte trucat. Din punctul ăsta tehnic de vedere, truchez foarte mult. Deși după ce truchez și ajung într-un final pe scenă, cânt piesele alea, o oră, 70 de minute, o oră jumate, două ore, știu eu. Deci nu e o minciună. Dacă ar fi fost o minciună, nu știu, s-ar fi descompus de mult. Aș fi fost de mult uitat, în sensul, cum zici tu și îți mulțumesc, unul dintre cei mai cunoscuți din underground. Am senzația, poate mă înșel, că pentru tine nu există clivajul ăsta radical despre care vorbea Racu între scriitorul de literatură și scriitorul de rap. Mi se pare că pentru tine lucrurile astea converg cumva. El a spus că e o diferență mare, nu? Sau ceva de genul, în sensul ăsta clivajul. Că sunt tipuri diferite de a... Sunt de acord, sunt cumva de acord cu el, nu știu cum să zic. Implică mult mai mult totuși. Mi se pare atât de grețos cum toată lumea scrie cărți și se și auto-intitulează. Se poate numi scriitor. Nu vreau să dau exemplu, dar știm cu toții la cine ne referim. Mari scriitori. Asta mă face pe mine să nu mai vreau să fiu pus la oaltă cu ăștia care scriu, nu știu, după 2 ani de închisoare și 18 cărți scrise acolo. Și eu și el suntem la fel, tot scriitori. Prefer să nu. Poate superficial mă ajută, poate e o mască. M-am blocat în copiii ăștia roșii la față din primele rânduri. Acolo mi-am dat seama că sunt mai interesați de Adidas și cu care sunt încălțat decât de muzică sau de vers sau de idee, de mesaj. Lumea zice că n-am mesaj, dar sunt foarte multe mesaje acolo și sunt puse bine acolo mesajele. Mesaj sau stil sau ce înseamnă pentru tine, nu știu, să fie un... Când asculti o piesă rap bun sau când zici că un rapper e complex, nu? Ce trebuie să aibă? Cum arată? Trebuie să fie el, să fie ciudat un pic la început, să fie necunoscut un pic la început. Parcă intri într-o pădure noaptea, să nu știi exact la ce să te aștepți, să te surprindă cu... Știu eu, cu emoția, cu sinceritatea, cu adevărul lui, să fie unic, foarte important să fie autentic. Să nu imiți ceva doar de dragul de a imita ceva, să ajungi într-un loc în care nici nu vrei să ajungi. Asta cred că trebuie să fie unic. Apreciez pe oricine face orice, dar cu atât mai mult apreciez pe cineva care e autentic, sincer față de el și încearcă să facă asta. Oricum ar fi. Hai să mai... Robert, de la Universitatea Transilvania în Brașov, îl predă literatură germană. Vare bine. Întrebarea mea este dacă crezi că un text de rap poate funcționa pe foaie. Fără vocea ta, fără beat, doar textul
pe foaie citit de un alt om care poate nici măcar n-a ascultat piesa de unde vine text. Sau dacă trebuie modificat, trebuie schimbat ceva stilistic ca să devină poezie. Și atunci dacă ce e acel ceva, ce trebuie adăugat? Un text al meu sau un text rap în general? Și de-al tău sau tu? Un text al meu poate să... În principiu aia e un text de-al meu. Trebuie să poată să rămână și pe foaie, să funcționeze. Majoritatea funcționează. Mai puțin mizeriile comerciale pe care le-am făcut. Însă, în principiu, el pe foaie trebuie să funcționeze. Ok, deci tu chiar te uiți la asta când scrii acel text și doar cum funcționează el ca text în sine. Deci fără show, să zicem. Fără show și cu tot cu greșeli gramaticale și cu tot pe nebilul, da. Da, trebuie să funcționeze pe foaie prima dată, trebuie să arate bine pe foaie, să scriu cu pixul și cu foaia. Eu nu pot să fac tranziția. Așa că după aia vine muzica. Aici e o comunicare continuă. E o comunicare continuă. De uneori auzeam ceva, îmi plăceau sunetele și pur și simplu veneau și cuvintele. Alteori erau cuvintele deja și se potriveau foarte bine pe ceva, pe ceva ce găseam. Ne doream să-l cu Dan de la noi, de la universitate. De pare bine. Da, altă generație. În continuu să mă întreb ce caut aici și mă bucur că sunt, de fapt, asta este răspunsul. Tot că voi avea o poliță de plătit niște bani pentru asta. Când a trimis bibliografia cu piesele voastre, m-am trezit la un moment dat cu căștile alea pe care le folosesc copiii mei pentru șutere, când din cap pe muzica voastră, adică e o performanță. Am vrut să spun că autenticitatea de care întreba Mihnea și să te întreb în același timp, nu cumva e legată și conectată direct la sinceritate, ca o problemă centrală a etosului muzicii rap. Cred că asta am găsit-o în toate piesele, sau cel puțin pledoaria asta pentru a fi sincer, în primul rând cu tine însuți, înainte de a fi cu ceilalți. Asta era o întrebare. Sunt de acord, doar că poate să fie simulată sinceritatea. Devine un pic, te prefaci că... În cazul tău? Că ești sincer, sigur că da. În cazul tuturor, în cazul oamenilor, nu? Rămâne... Și asta focul de sinceritate, să recunoști că uneori e mai simplu. Să te minți atât de mult, poate o să și uiți ce minciuni ți-ai spus cândva. Nici nu o să... E mai simplu. E dureros, dar eu nu mă văd altfel decât așa cum sunt acum. Și simt că mai mult aș strica ce am făcut până acum, să încerc să bat un car care nu mai merge, poate, sau nu știu ce comparație să fac. Vis-a-vis de scos albume și concerte și a devenit prea previzibil, prea... Și lăsând asta la o parte, din nou ajung acolo unde mi se reproșează o grămadă de chestii. Și la fel o iau la fel de personală. M-am întors cu gândul să încerc să schimb ceva. N-am schimbat nimic logic. Ba mai mult, am și făcut mii de tineri să se apuce de droguri. Eu i-am făcut să se apuce de droguri. Dar te considerează că ceva și ceva nu a fost acuzat? Nu, da, nu știu. Dar a trăit 90 de ani în Paris, în final, după ce a scris 90 de ani despre sinucidere. A fost acuzat de gata mai ales pe tine. Dar e clar că voi sunteți scutătorii unui mesaj care ar trebui să fie responsabil din punctul meu de vedere, că ajungeți la categorii foarte, uneori foarte vulnerabile de oameni și de copii. Sunt de acord. O curiozitate, ce piesă rock sau ce artist rock îți place? Îmi plac Korn, dar Korn nu sunt tocmai rock, e mai mult stilul nou, nu metal, rock, nu știu, Metallica, o să zic Metallica, cel mai simplu. Nu sunt așa versat cu rock-ul, nu m-am oprit la un moment, dar m-am oprit să mai ascult muzică și muzică nouă nu mai ascult, nu știu cum sunt alți oameni. Dar eu parcă ascult doar chestiile vechi, unde sunt safe, unde sunt, e o zonă de confort cumva. Nu mai vreau să găsesc nou, mă sperie nou ăsta, care acum e nul, nu e gol, nu, e doar o imagine, nu știu. Sper să treacă, nu știu, uite, au tot venit etape, în momentul ăsta ne îndepărtăm din ce în ce mai mult. Se putea atât de bine, se putea atât de mult mai mult. Mă gândeam
dacă oamenii ar funcționa ca un banc de pești în interesul tuturor, interesul să fie comun și să ne comportăm ca un banc de pești. Dar mai degrabă ne comportăm ca un banc de pești canibal. Sunt destul de dezamăgit de români și de România. Se putea mai mult, nu știu. E atât de puțin, ne-am mulțumit cu atât de puțin. Uitându-mă la locuri de genul ăsta, poate decât să-mi pară rău. Și mai rău. Că n-am reușit ce mi-am propus să fac. Poezia avantgardistă? Citit? Poeția avantgardistă? Sigur că da. Însă, la fel cum unii nu mă înțeleg pe mine, poate nici eu nu înțeleg așa de bine că e trist la țară. Cred că la asta te referi. Uh-huh. Am făcut-o să fie evident acolo, că e o trimitere la urmuri și alte chestii. Da, e o piesă de rezistență. Deci pot să fac și piese de ascultat pe căștile copiilor, la un moment dat. Oana, de la Capital Cultural și de la Radio România Cultural. Da, întrebarea mea e legată cumva de generația tânără, cum ești în zona de generație tânără, și dacă te-ai simțit copleșit de responsabilitatea pe care o ai privind fanii. Aș minți să zic că m-am simțit atât de responsabil. În față de mine m-am simțit responsabil. Dacă eu sunt eu, atunci ce o să vadă ei e ok, din punctul meu de vedere. Nu, doar în momentul în care mi se reproșează chestii care nu sunt adevărate, atunci parcă mă simt cumva responsabil. Nu mă simt vinovat în vreun fel. Nu. N-a fost vina mea chestia asta. Albumele mai destrăbălate și toate chestiile. Doar s-au întâmplat, nu le-am premeditat. Ca apoi să mă gândesc la responsabilitate sau vină. Doar s-a întâmplat. E foarte mult de stare, de fapt, la mine, toată chestia asta. În poezie sau în studiile despre poezie, avem și teorii care spun că, nu știu, și estetica urâtului și categoriile negative în general, au apărut și ca reacție la, fie la comodificarea frumosului, adică să faci vandabil și plăcut tot ce e frumos, care la un moment dat s-ar putea să creezi o saturație și să te facă să vrei să faci o artă brutală, nu? Să faci o artă incomodă, nu? Adică, tocmai ca răspuns la faptul că frumosul sau binele e ipocrit, nu? Sau e construct și așa mai departe. Ai avut vreodată intenția asta literar sau să răspunzi într-un fel? Brutalitatea sau violența sau... Ai rocenușit din piesă. E și un răspuns la un frumos prea ipocrit sau prea avansat, nu știu. E foarte posibil. E terapeutic. La momentul când înregistram și mă duceam și urlam, mă duceam la studiouri, era terapeutic, m-a ajutat mult de tot după. Repet, nu pot să înregistrez în studio cu o voce, să url în studio, după care când dau live, să nu dau cu vocea mea să fie altcineva. Sunt tot eu și în studio și pe scenă. Și e destul de greu. Mă consumă, nu știu, umple de întrebări pe care nici nu ar trebui să mi le pun. Horia? O să mă leg de ce spun, s-a mai spus aici apropo de responsabilizare, dar în același timp și de un joc pe care mi se pare că îl faci tot timpul, între afirmația că e superficial, dar în același timp și dorința de a se vedea în spatele unui mesaj de suprafață pe care l-ar putea recepta publicul, ceea ce vrei să transmiți mai profund. De asemenea, spuneai că vrei și crezi că textele tale funcționează și pe hârtie, deci implicit că le-ai vedea ca volum, poate, nu? Implicit că ai deveni sau ai intrat în mecanismul acesta de instituționalizare, cumva, de tocare instituțională și de aici a venit punctul întrebare, de fapt. Mai spuneai la început că școala nu te-a ajutat, că n-a însemnat... În sensul ăsta. În sensul ăsta. Cum vezi tu că ar putea școala să integreze fenomene underground, genul rap-ului, hip-hop-ului sau altă culturi marginale? Crezi că ar putea? Crezi că ar trebui? Crezi că nu ar trebui? Și mă refer la școală în mediul preuniversitar, pentru că în mediul universitar poate să-și permită mult mai mult. Sunt de acord. Cred că o facem deja. Cred că asta e apropierea de instituționalizare. Ar fi cazul, totuși, sunt
unii dintre noi suntem chiar, sau eram talentați la un moment dat. Și zic că sunt superficial eu, dar când fac asta, o fac cât de bine pot. Deci, cred că sunt două discuții diferite. Sunt mai degrabă delăsător decât superficial, leneș, comod. La asta cred că mă refer mai mult. Nu neapărat că inventez lucruri sau da. E nevoie fix de asta. Oameni ca el, ca mine, ca noi toți de aici, copiii o să vadă, poate o să-i atragă. Dacă pe unul îl atrage, e suficient. E un câștig deja. Unul singur. Dacă o să vadă ce am făcut noi aici și o să pună mâna pe o carte, știu eu, nu știu ce carte, pe roșu și negru al lui Stendhal. Am câștigat toți de aici. Altfel nu o văd, nu. E o despărțitură prea mare între cum ne manifestăm noi și ce se predă în școli să citească, să vadă, să viziteze, să cunoască, să se mai ducă la un muzeu în altă țară. Tot felul de chestii care îți deschid orizontul, în loc să orizontul să rămână ecranul ăsta luminos totdeauna. Ăla cred că e declinul, de fapt. Eu mă chinuiam mult mai mult. Eu mă duceam cu autobuzul la studio, scriam. Încă scriu cu pix și cu foaie, cu creion și cu foaie. Nu pot să scriu pe telefon, apropo de tranziția asta. Nu e aceeași chestie. Trebuie să aud sunetul ăla, să greșesc, să tai, să subliniez, să șterg, să am opțiunea asta. Parcă ăsta se uită la mine întotdeauna, în permanență, când scriu. Nu mai am intimitatea aia. Și eu sunt cel ciudat acum. Eu sunt cel bătrân care uite ce instrumente ciudate folosește. Pix și foaie. N-am apucat să fac asta. Știu că asta poate chiar părea ciudat, însă nu pot să scriu pe laptop, pe tabletă, pe telefon. Pot să notez o idee, desigur, însă nu o să-mi iasă, apropo de poezia scrisă, care funcționează doar ca poezie scrisă. Cum o să funcționeze ea scrisă pe un notepad în telefon, nu? Sau asta o face și mai puternică? Dar care e poezia scrisă pe telefon? Eu n-am putut să... O să recunosc că mai scriu și pe calculator. Și eu notez chestii, însă ea în sine, în mine nu o să-mi iasă doar pe calculator. Pentru că mă simt urmărit în același timp. Asta poate o fi paranoia sau alte chestii. Pur și simplu nu îmi face plăcere. Ai caiete? Am foarte multe caiete, cu multe cutii. Jurnale? Aproximativ, sigur, da. Sau jurnale de idei sau... Absolut. Am multe chestii scrise. Dacă aș reuși să fiu un pic mai organizat, mai meticulos, aș avea materialul necesar în publicarea unei cărți. Însă nu pot să-mi asum lucrurile. Pentru că, la fel, aș vrea să rămân sincer cu mine și să spun ce mă deranjează și ce mă roade. Și asta o să-i deranjeze și o să-i roade și pe alții. Și mă tem de chestia asta.